După care în cuști specializate vor fi duse în adăpost, da? Citiți, vă rog, citiți. V-am rugat să închideți poarta. Repet, v-am ajutat cu noștință. Vă ne-am ascundă. În cursul acestei zile, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Ordine Publică și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat o percheziție domiciliară la adresa unor persoane despre care există indicii că dețin un adăpost improvizat pentru animale. La fața locului, așa cum ați văzut și dumneavoastră, au fost prezenți și medici veterinari care au evaluat starea de sănătate a animalelor, concluzionând faptul că acestea sunt ținute în condiții improprii. Fapt pentru care polițiștii constanțeni au emis un ordin de plasare a animalelor în adăposturile specializate. Mai exact, aproximativ 150 de câini și pisici vor fi duse în aceste adăposturi pentru a fi evaluate și monitorizate.